Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm și de această dată studiul nostru, dezbaterea noastră legată de cartea Călătoria Creștinului, autor John Bunyan. Și am ajuns în călătoria pe care Creștinul o face, am ajuns într-un alt moment în care ei sunt instruiți, sunt sfătuiți, sunt lucruri de care fiecare dintre noi avem nevoie, și anume să fim învățați să ne lăsăm învățați de către Dumnezeu cu privire la călătoria pe care o facem. De aceea, în această ocazie, vom continua să studiem și să surprindem în cartea lui Banian uh, detalii care sunt esențiale călătoriei noastre creștine. Alături de mine, în această ocazie, se uh, găsesc Florin Bică, redactor și autor de cărți pentru copii la Editura Viație Sănătate. Bun regăsit, Florin! Bun găsit! și pastorul Bogdan Dumitru. Bine te-am regăsit, Bogdan. Bine te-am găsit. O întrebare așa, generică. Acțiunea vă aparține cumva să scoateți în evidență detaliile. Care sunt experiențele? Pe mine m-ar fi ajutat, pentru că timpul e foarte limitat și capitolul nu are o temă unificatoare. M-ar fi ajutat să înțelegem într-o primă fază, așa foarte pe scurt, în rezumat, care sunt lucrurile folositoare și care sunt experiențele necesare de care ei au avut și vor avea nevoie, și în ce măsură ele ne sunt de ajutor și nouă astăzi? Deci, dacă dacă aveți cumva cristalizată imaginea aceasta cu privire la ce anume, ce experiențe și care sunt lucrurile folositoare, pentru ca ulterior să intrăm să vedem, să le dezbatem pe Dar... fiecare în parte, te rog. E foarte interesant că în capitolul acesta, să nu uităm, deja am trecut de jumătatea experienței traseului acestor călători. Ei deja au văzut muntele Sionului, adică își dau seama că sunt în apropiere de sfârșitul călătoriei lor. Și în momentul acesta li s-a li dat, am, studiat, am discutat în ocazia precedentă, li s-a dat câteva elemente ca să-i ajute pe drum. O hartă, o avertizare. Însă, în capitolul acesta, atunci când telespectatorii noștri vor parcurge capitolul 17 din carte, vor observa că și acum ei încă rătăcesc drumul. Și acum ei încă... Cu toate că, pe de-o parte, se dovedesc a fi credincioși, stau pe picioare în întâlnirea cu neștiutorul. Este un personaj cu care ei se întâlnesc, care și el merge călătoria spre cetatea cerească, însă el nu a intrat pe poarta cea strâmtă. O să vorbim poate un pic mai târziu despre lucrul acesta, dar ca să creionez așa un pic capitolul pentru deci, cei care ne ascultă. Deci un moment? Este rătăcirea pentru că ei nu au consultat harta pe care au primit-o. De ajuns, la posturi? Da. Au ajuns într-un moment în care, într-un loc în care drumul se bifurca și nu exista niciun indicator. Dar e interesant, Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și le-a dat o hartă, dar ei au uitat că au harta aceasta cu ei. Și atunci spune că a apărut un om care era negru la față, dar îmbrăcat în alb mm -hmm. și le-a spus veniți după mine, că știu eu drumul și au luat-o în direcția incorrectă. Au început să se depărteze tot mai mult de, de cetate și acolo spune că au fost prinși în lațul lingușitorului, lingușeala. E un aspect uh, foarte important în care nu ne plac ce să fim, ling fim linguși să ni se vorbească de bine. Tuturor, nimănui nu-i place să îi se spună de rău. Dar iată că lingușeala este foarte periculoasă în viața creștinului pentru că ea nu este adevărată. Îi spui unui, îl faci pe un om să creadă ceva ce nu este adevărat și este cu atât mai periculoasă. Uh, și în momentul acela, în timp ce ei sunt prinși în lațul acesta al îngușitorului, uh, un personaj vine și îi trezește. Însă, uh, aș vrea să mă opresc un pic asupra primei imagini, aceea întâlnirii cu neștiutorul. Uh, întâlnirea aceasta pe care ei o au cu neștiutorul. Este exemplificată de Banian ca fiind o discuție între ei, și neștiutorul acesta, în mod surprinzător, se afla și el pe cărarea corectă. Mergea și el în direcția care trebuie, însă el nu intrase prin poarta cea strâmtă, poarta renunțării. Spune că din cetatea lui era un drum ocolitor care era foarte comod, foarte ușor și mai scurt. Și el a mers pe drumul acesta și spunea că merge în direcția care trebuie. E bine, omul acesta spune că era tot, ducea totdeauna o viață cum se cade, își plătea datoriile, mai dădea și de pomană și își părăsise și țara ca să meargă ca un călător spre cetatea cerească. E foarte surprinzător lucrul acesta, pentru că el îndeplinește multe dintre lucrurile pe care și creștinii le făceau. Și le e, fac asta. Poate fi imaginea omului moral? Da. Corect. Din exact. punct de vedere moral. Dar este o religie falsă: o religie care nu pătrunde până acolo, prin poarta cea strâmtă care uh, te face să mori față de lumea aceasta spiritual și să trăiești o viață nouă cu Hristos. Omul acesta încă se înșela pe el însuși. Da, știi ce mi se pare surprinzător? Iartă-mă, ideea de povară nu mai apare. Da. Adică, neștiutorul nu are povar în, în spate. Povara o are creștinul? Adică a avut-o. Avut Acum are. nu mai are. Dar neștiutorul nu -are, are povară. Și aici surprindem o lecție cât se poate de importantă. Este o lecție pentru că. De ce nu are, de fapt, povara neștiutorul? El de ce nu are o povară, cum a întrebat? Nu are povară pentru că Povara aceea venea dintr-o uh, înțelegere a propriei stări de păcat și a propriei vinovății. Uh -huh. uh, era povara conștiinței încărcate, să știi că ești în ceartă cu Dumnezeu. Și creștinul, la începutul acestei istorii, de aceea avea o povară grea în spatele lui. Pe când neștiutorul acesta, care spune că a venit pe un drum lăturalnic, un drum strâmb, adică sugerează deja din start drumul acesta strâmb că Uh, un mod de a, de a trece prin, uh, prin viață, uh, el pune accentul pe meritele lui, cum a spus Bogdan. Am făcut, Andrei, ăsta e tânărul bogat din uh, uh, Evanghelie, tânărul care a mers la Isus, toate acestea le-am păzit. Porunca... Dar fără întrebare. Uh, Neștiutorul uh, e fără întrebare, adică nu mai pune întrebări. El nu pune întrebări, dar, dar este, este același tip de om. Da, corect. Este același corect, tip da. de om. Și ce se întâmplă cu acest neștiutor? În momentul în care discută cu cei doi călători care merg spre cetatea cerească și ei îi spun, ok, nu e regulă că tu ai sărit niște etape și presupui că bunătatea ta, bunătatea ta, suficient. e suficientă, în momentul acela el spune, ok, stop și pune așa un zid de despărțire între el și ei, pentru că ce vedem aici? Este uh, un mod uh, de, uh, de gândire pe care îl regăsim și în zilele noastre uh, voi cu religia voastră, eu cu religia mea. Așa moștenit. To toate religiile sunt bune și uh, voi mergeți pe, după tradiția voastră, eu merg după tradiția mea, pentru că într-un final vom ajunge la aceeași destinație. Oare? Și asta este, de fapt, uh, zic eu aici chintesența kind, acestui mic episod din uh, capitolul uh, pe care îl discutăm. Aș interveni, dacă îmi permiți puțin aici, să nu îți pierzi ideea. Sunt mulți creștini astăzi care spun că nu este important ce crezi, este important să fii un om care trăiește frumos, să fii un om bun, să ajuți pe alții. Și ai impresia că religia constă uh -huh. în a face fapte bune, a fi un om bun. Ei bine, religia adevărată nu constă în așa ceva în fapte bune. Religia adevărată constă în al avea pe Hristos în inima ta. Și Hristos, transformând inima ta, atunci ajungi tu să faci fapte bune. Credința care se bazează pe a fi un om bun, nu este o credință mântuitoare. Sunt mulți oameni de știință care nu recunosc în Domnul Isus Hristos a fi Dumnezeu. Și spun a fost un învățător moral, învățăturile lui au depășit Cadrul uh, timpului său un vizionar. Dar atât a fost. Un om bun. E bine să face și noi ce a făcut el, sacrificiul de sine și toate lucrurile acestea, dar nu Dumnezeu. Uh, observ astăzi o tendință, chiar și în rândul creștinilor, de a uh, cum să zic, a reduce creștinismul doar la a fi un om bun. Uh, tineri, cred că a fi creștin înseamnă doar să ai un tricou pe care să scrii I belong to Jesus, să-ți faci un tatuaj pe mână, un text biblic, să-ți faci o cruciuliță pe un număr și asta este tot. Ești, ești creștin. Dacă mai vii și la biserică și mai cânți un cântec, e totul ok. Nu, nu asta înseamnă. A fi creștin și a fi pe calea cea dreaptă înseamnă ca omul cel vechi, tendințele tale spre rău, să fie zdrobite, Înseamnă să urăști păcatul și să-l iubești pe Hristos cu toată inima ta. Asta, asta este cărarea care trebuie și direcția creștinului spre împărăția celor ceilalți, chiar dacă se numesc creștini, chiar dacă sunt oameni buni, este doar o formă de înșelătorie. Apropo, că nu team nu e rău. nicio problemă, completarea a fost binevenită. Vreau doar să spun acum eu ca o completare la ce ai spus că apropo de fapte bune, am citit undeva nu știu cui aparține ideea faptele bune nu îl fac pe om mai bun, dar omul bun face fapte uh, bune. Creștinismul uh, nu, sau creștinul nu poate fi în afara faptelor bune, însă nu acesta este de fapt miezul creștinismului. Faptele bune sunt un rod, trebuie să existe și fapte bune, dar faptele bune nu ți asigură uh, nu. salvarea, ele nu te duc în cetatea aceea, pentru că esența de fapt stă tocmai în împăcarea omului păcătos cu Dumnezeul Sfânt, care a pus la cale un plan de salvare care a implicat jertfa lui Hristos. Și în felul acesta se poate realiza împăcarea și, în cele din urmă, salvarea omului din, din păcat. Și nu doar pentru că, dacă lăsăm lucrurile la nivelul faptelor bune, sigur, cunosc foarte. Mulți oameni care sunt implicați în tot felul de proiecte, oameni care poate nici nu sunt creștini. Mult mai implicați decât creștinii de multe e, exact, ori. Exact, oameni care lucrează noi în ONG-uri, care Florin. merg sunt în zone defavorizate care, și. care nu cred în Dumnezeu. Umanismul este o religie care pune, o, o credință care pune omul în mijloc. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și am întâlnit astfel de oameni. Lucrează șase luni de zile în Europa, într-o țară uh -huh. în care poate să aibă un salariu uh -huh. bun, și după aceea șase luni de zile se duc în Africa și folosesc banii pentru ajutorul. Acolo, da. Exact. Dar dacă nu-l ai pe Hristos, nu poți să ai mântuirea, indiferent cât de bun ai fi tu, nu poți să obții salvarea exact. fără Hristos. Exact. Faptele bune nu sunt mântuitoare, da. dar omul mântuit face fapte bune. Noi niciodată nu ne-am descurcat și când zic noi, nu mă refer la creștini, ci mă refer la noi oamenii, nu ne-am descurcat în a menține un echilibru bun, potrivit între omul interior și omul exterior noi de fiecare dată avem derapaje, o când exact adică ori găsim un derapaj interior, ori găsim un derapaj exterior însă ceea ce vedem și voi a surprins foarte bine în scriptură este raportul dintre exterior și interior nu ar trebui anulată vreo parte, vreun om ci ar trebui ca amândoi să fie acolo. Capit să Vrei ne... să mai spui ceva? Eu mă să... gândesc, mai avem undeva la 15 minute și mi-e teamă că oricum noi nici 10% n-am analizat din, este, din o, este o idee atât de scurtă încât nici nu o vei observa. <laughs> Te rog. Uh, Omul acesta se numește neștiutorul și nu e întâmplător uh -huh. ales numele acesta uh, pentru că, de fapt, el nu știe ceva. El vorbește aici despre ceea ce, El știe ceea ce a făcut, dar ceva îi lipsește. Nu cunoaște ceva. Ceva nu este acolo și este exact esențialul. Ceva ce am discutat noi acum. de n-am vrut să te las să zici că acum mai am întrebări și nici nu mai am timp să le mai Interesantă povestea dacă... Nu, știi care... Povestea, da, legat care de care neștiutor, am... hai că dacă toți suntem aici. De ce este el neștiutor? Este neștiutor... Pentru că el s-a pus în situația în care a refuzat no. informația? Sau este neștiutor pentru că nimeni nu i-a pus la dispoziție informația sau informațiile cu privire la ce? Pentru că aici vedem un curs de antropologie și anume ce este omul. Răspunde chiar neștiutorul la lucrul acesta. Le spune religi... fiecare cu religia lui. Eu asta am moștenit de la... Da, Cei multă sănătate mea. Celorlalți. Mulțumesc mult. Mergem fiecare pe cărarea lui. E, sunt mulți oameni care ei înșiși rămân în starea asta de neștiință, pentru că nu vor să cunoască mai mult. Zic: "Asta am moștenit de la părinți, moștră moș, uh -huh. aici rămânem." Dumnezeu nu te mântuiești pe baza credinței părinților. Te mântuiești pe baza credinței tale. Tu trebuie să-l cauți pe Hristos. Dar vreau să mergem un pic mai departe, pentru că după ce se despart de neștiutor, cei doi călători încep să vorbească între ei, și în momentul acela spune că. Vorbesc despre o întâmplare a unui alt călător care era numit. Credință slavă. Credință a plecat da. și el în direcția Muntelui Sionului și spune: Pe drum a fost întâmpinat de trei tâlhari. Și tâlharii aceștia. Sfiosul, neîncrezătorul și vinovatul, spune, l-au bătut zdravăn și i-au furat tot ceea ce a avut. Însă, după aceea, el reușește să-și revină pentru că acești, acești trei tâlhari fug pentru că aud că se apropie uh, uh, cel plin de har. harul cel mare. Harul cel mare. Harul cel mare, harul da. cel mare se apropie și ei fug. Și că așa a și în șoc cu el la da. Curs. <laughs> da. E, Toate... și... Detaliile. Știam ideile mari, <laughs> și însă da. în clipa în care ajungeam la detalii, Așa. <laughs> el era da. de fiecare dată cel care strălucea. Cum zicea Floride, cum se zicea, e, la fel ai făcut <laughs> și tu acum. Așa am făcut și eu. Da. E, și în momentul acesta spune că uh, credința slabă își revine și începe călătoria, dar nu mai are bani, trebuie să cerșească. Dar spune că avea și el în, în sufletul lui câteva lucruri pe care hoții nu i le-a le furat. Erau lucrurile cele mai de valoare era mărturia fără de care el nu putea să intre în împărăția cerurilor. Și pe asta o păstrase. Dar zice, atât de mult era frică să o mai scoată, încât n-a mai citit-o niciodată. Se uite peste ea ca să-l mai încurajeze. Imaginea aceasta este sugestivă pentru ceea ce trăim noi astăzi și e important. Unde ții lucrurile de valoare spirituale, mă refer? Omul acesta, chiar dacă i s-a furat tot ceea ce avea, spune, ascunsese și ținea atât de ascuns, atât aproape de inima lui mărturia aceasta, încât chiar dacă i-au furat totul, aceasta care era cea mai de preț, nu a furat-o. Spune că pe drum a fost tentat să o vândă la amanet, să o amaneteze, ca să poată să își câștige existența, adică să dai credința pentru lucrurile materiale. Dar zice, el și-a dat seama că dacă pierde credința lui, a pierdut totul. Sunt mulți oameni care ajung în situația, creștin fiind, într-o încercare în care sunt puși în fața îți pierzi locul de muncă. Pentru că locul de muncă nu ți permite să fii credincios lui Dumnezeu. Trebuie să ții ziua de odihnă, de exemplu. Și pentru că nu poți să lucrezi de vineri seara până sâmbătă seara, ești dat afară de la servici. Și în momentul acela rămâi fără o sursă de venit. Trebuie să ții în, întreții familia, să-ți plătești uh, chiria și uh, întreținerea și nu mai ai un loc de muncă, ce faci? Sunt mulți oameni care își vând mărturia, își vând credința în schimbul unui loc de muncă, în schimbul întreținerii familiei. E sau? Exact. E sau care -și, și a vândut cof. dreptul de întâi născut. Uh -huh. Dar atitudinea aceasta nu te ajută să obții împărăția cerurilor. împărăția cerurilor trebuie să. Să zic, să primeze, să te determine la a da orice pentru ea. Dar iată că îl găsim pe omul acesta într-un final care, greu, a ajuns și el până la capăt. De subliniat un singur lucru mai am aici, este faptul că el, cu toate că avea făgăduința în suflet, mărturia care ar fi putut să-l încurajeze și să-i dea curaj, totuși n-a avut curajul să o mai scoată și din cauza asta. A mers pe drumul spre cetatea cerească, dar în continuu a fost posomorât, în continuu s-a concentrat pe ceea ce a pierdut și tuturor le spunea amărăciunea lui. Sunt mulți creștini care duc o viață de credință în care ei se concentrează doar pe amărăciune. Cred că ne da. trebuie să mai scoatem mărturia asta din suflet de unde am ascuns-o, să o mai citim, ca să mai prindem un pic de curaj. Oamenii ăștia au ascuns atât de tare făgăduința lui Dumnezeu, că nu mai, nu mai scot să o mai citească și din cauza asta toată viața lor este numai de tristețe. 8 minute. O nouă lecție folositoare. Florin, te O nouă rom. lecție folositoare. Dacă, este... dacă e de completat, n-am cum să... Nu, 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 nu vreau să te opresc. Mă, gândesc... să mă gândeam că am mai putea parcurge puțin din Cu siguranță. capitol. Uh, mă gândesc la episodul pe care Bogdan l-a amintit la începutul emisiunii legat de rătăcirea aceea care are loc la răscruce când cei doi călători nu consultă schița aceea, harta pe care o primiseră uh -huh. de la păstori și rătăcesc drumul pentru că au căzut în, în capcana uh, lingușitorului. Uh, interesant și portretul acesta al lingușitorului. Spune că era un, uh, un om negru, dar cu o haină strălucitoare. Iarăși este o imagine uh, din Biblie aici. Da? Demonul, diavolul, ticălosul care se transformă într-un... Îngeri de lumină într-o într -o aparență. Uh, legat de lingușeală, pentru că spunea Bogdan mai devreme, cât de mult ne place nouă să fim lingușiți, vă aduceți aminte că într-una dintre emisiunile anterioare discutam noi despre uh, importanța faptului de a fi apreciat. Ei, dar sunt două lucruri diferite și uh, totuși pot fi confundate uh, unul cu celălalt. Aprecierea cu lingușeala. Aprecierea este o confirmare a faptului că ceea ce ai făcut este, este ok, e bine ce ai făcut sau pe unde ai luat-o în călătoria ta către cetatea cerească. Lingușala este o minciună și ea prinde probabil pe fondul unei vanități care continuă să existe în sufletul tău. Pentru că un om smerit, umil, Probabil că nu cade atât de ușor în, în plasa lingușitorului, pentru că își dă seama că omul acesta îmi minciuni, îmi spune Gogoși. Că sunt deosebit și frumos și nobil dar, și. Flor, în fiecare dintre noi e dorința asta să primești o certitudine că faci ce trebuie. Dacă ești validarea, apreciat. Validarea da, faptului că ești competent, exact, bun, dar uneori valoros. E, 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 e foarte fină. Păi, tocmai uh, linia. De aceea spun că este, Spuneam că pot da, fi confundate dar, cele două. Dar aici, uh, pentru că tot vorbim despre lingușeală, putem spune că este o problemă spirituală? Așteptarea aceasta putem spune că scoate în evidență o problemă spirituală, o problemă a relației cu Dumnezeu, sau scoate în evidență o, o, o problemă ce ține mai degrabă de natura umană? Toți oamenii. Își doresc să fie apreciați. Bineînțeles, aprecierea cu lingușala, chiar tu ai spus-o, sunt uh, două lucruri complet diferite. Cu, cu siguranță că orice om își dorește să fie uh, apreciat, și în familie, și la locul de muncă, și chiar așa, în, în societate. Dacă este o persoană care are o anumită vizibilitate, își dorește confirmarea că ceea ce face este ok. Dar ce, ce vreau să spun este că vedem aici, în, în povestea noastră, sau re, referindu-mă la, la ceea ce ai punctat, eu văd așa, mă gândesc la aceste două personaje, plin de nădejde și creștinul, ca la niște jocuri de puzzle. Și fiecare etapă a călătoriei mai aduce o piesă în, în plus. Da. Adică, ce Cât reprezintă această piesă în plus? O îmbunătățire, a, o, o îmbunătățire, o ajustare necesară pentru ca el să fie mai, mai, aproape, de, mai, mai aproape de modelul pe care uhum. îl propune Hristos. La început, cu siguranță, nu era așa și știm ce căderi catastrofale a avut creștinul când a plecat în călătoria lui. Însă, chiar dacă avansezi, în drumul tău spre cetatea cerească, asta nu înseamnă că după ce ai trecut de jumătatea drumului, de acum nu mai e nimic de rezolvat. Așa hmm. că faptul hmm. că, ac... din potrivă. Faptul că aceste, aceste eroi ai cărții e posibil să, să fi, fost, da. să fie avut anumite lacune în ce privește mândria, încă nu rezolvaseră... Da. Vezi, Florin, sunt lucruri pe care Dumnezeu le schimbă pe drumul acesta, care pătrund din ce în ce mai adânc în sufletul omului. La început avea lucruri, aveau lucruri foarte serioase, cădeau mlaștina la dezmătești, rătăceau drumul în mod intenționat, că vroiau ei să treacă să gardul. Pe pe paralel, Aici, da. înainte să greșească drumul, spune s-au oprit un pic, s-au sfătuit cum să facă, au zis, băi, să nu ne grăbim. Dar s-au luat după cineva. Mai, mai e o chichiță care trebuie schimbată. De asta, în experiența noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu pătrunde tot mai adânc în suflet. Schimbă lucrurile și majore, dar din, ce în ce, și mici, din ce în ce mai mici. Începe să lucreze la finețuri. Exact. Pe, pe, măsură, exact. Ce, pe măsură ce avansezi în, în dezvoltarea legăturii tale cu Dumnezeu, ajungi la lucruri, la chestiuni, la întrebări, frământări pe care la început nu ți le puneai. Gând, să ne gândim cum eram noi la. Începutul drumului nostru spiritual, când descoperam scriptura. Wow! Samson era puternic! Adică, yeah. acum nu, adică sunt lucruri pe care le știm și ni se par ABC-ul credinței. Am mers mai departe pe drumul nostru și am ajuns la niște probleme pe care, la începutul călătoriei, nici nu am fi știut să ni le punem. Samson. Adică, <laughs> da. și asta e, asta e un lucru important. Și de aceea, de aceea insist aici pe detaliul acesta că. Cei doi călători mai au încă lucruri de rezolvat, și vom vedea că vor mai avea până în ultima clipă, până, exact. fa până în fața porții Cetății Cerești, încă vor mai avea chestiuni de, de rezolvat, ceea ce spune ceva despre. Îmi aduc aminte când am citit pentru prima dată cartea, în urmă cu 20 și ceva de ani, și a început cu povara, primele capitole. Și în clipa în care s-a renunțat la povară, a ajuns la cruce de naivitatea omului care uh, citește cartea, mă gândeam și păi și despre ce poate fi vorba în restul cărții? Că tema principală asta este, povara. Bun, de povară s-a rezolvat. Dacă a rezolvat problema poverii, nu înțeleg despre ce ar mai putea fi vorba da. în restul Observ. Povestirii. Dar cred că tocmai aici este lecția: exact. Că viața creștină nu constă doar în a scăpa de povara de pe... păcatului, ci învață, ci de a învăța să trăiești a, prin, și prin har, dar a învăța să trăiești după niște instrucțiuni pe care Dumnezeu ți le oferă. Și mai este o chestiune legată de povară. Gândește-te că la început este acea povară pe care, care se mărește, care este, din din da, ce este, ce mai este, mare. este sub forma unui, unui, unui sac plin cu, nu știu ce, bolovan. da, Așa. Bolovan, cu bolovan, da. da. Ei, dar odată scăpată, odată ce creștinul a scăpat de acea povară, el merge, înaintează în viața lui de credință. Și ajunge la momentul în care trebuie să scape de poveri mult mai mici. Unele, să zicem noi așa, la nivel microcelular. Aproape invizibile. Adică, de aceea spunem de finețuri. Da, da, da. Poverile continuă să existe, doar că nu mai sunt saci cu bolovani, ci sunt niște lucruri... Pietricele, nisip. Și chiar mai mici decât pietricele, uneori. Dar da, e interesant aspectul acesta. Majoritatea creștinilor caută să primească doar iertarea din partea lui Dumnezeu. Dar uită că iertarea nu este totul. Dumnezeu odată cu iertarea vrea să ne ofere și curățirea. Și ăsta este un proces care durează. Mulți creștini se opresc doar aici. Doamne, astăzi am greșit în cer iertare, mulțumesc că m-ai iertat. Și ne place iertarea, că e dulce. Da? Ai greșit, ești iertat. Dar Dumnezeu își dorește și îți a pregătit resurse, putere spirituală pentru lucrul acesta, ca să nu mai greșești să te curățească, să te transforme. E, procesul acesta nu e plăcut în viața multora și nu-și doresc așa ceva, evită. Dar noi trebuie să le luăm împreună. Hristos nu a murit pe cruce doar, să ne, doar ca să ne ierte, ci a murit pe cruce ca să ne dea și putere să învingem păcatul. Bogdan Florin, vă mulțumesc ca de fiecare dată. Zic eu, pentru fiecare, fiecare misiune pe care o facem împreună, vă aștept și data viitoare. Domnilor și domnilor, vă dorim multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Rămâneți cu bine și vă aștept și pe dumneavoastră la o nouă întâlnire cu creștinul nostru în călătoria lui.